ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii școlii TV, dicție.ro, special pentru cei mici. Dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor, nu ne supărăm. Iată principalele titluri. Se lansează programul SID. Un elev de 12 ani se pregătește de facultate, iar Samsung a lansat ISOCEL JN1. 60 de elevi de clasa 7-a vor fi susținuți timp de 5 ani școlar prin activități, cursuri de mentorat, financiar sau material. Cine a inițiat acest proiect știe colega mea Patricia Josană de la Școala TV Dicție.ro. Bună ziua, Patricia! Bună ziua, Elisa! Programul SID a fost creat de Fundația Universității București, Virtute et Sapientia. Reprezentanții fundației au anunțat că au dat startul înscrierilor. Programul SID își propune să promoveze echitatea socială, să susțină participarea elevilor cu potențial, defavorizați la o educație inclusivă, de calitate și să reducă discrepanța dintre diferitele medii sociale. Acest proiect se va desfășura pe o durată de 5 ani. Elevul trebuie să îndeplinească următoarele criterii pentru a fi selectat în program. Să aibă media de minim 8 pe an de studiu și 8 la disciplina pe care acesta își dorește să o aprofundeze. Maxim 30 de absențe nemotivate pe an școlar și finalizarea fiecărui an școlar fără corigențe. Elevul să facă dovada rezultatelor școlare prin raportarea la finalul semestrului a notelor obținute. Elevii să facă parte din familii dezavantajate, care nu au realizat în cele 3 luni înainte de depunerea candidaturii pentru program un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie, menționează organizatorii. Mai multe detalii puteți afla dacă accesați site-ul www.sid.unibook.ro. În curând vom putea zbura cu mașina. Cercetătorii de la Universitatea Penn State din America au descoperit metoda prin care bateriile mașinilor se pot încărca mult mai repede. Mai multe detalii despre acest subiect are colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Cezar Câmpureanu. Bună, Cezar! Bună, Elisa! Suntem tot mai aproape de a zbura cu mașina, iar producătorii se gândesc la cea mai bună variantă nepoluantă. Mai mulți cercetători de la Universitatea Penn State din SUA au descoperit o metodă prin care pot să încarce foarte rapid baterii de mare capacitate, asta ca să nu fim nevoiți să le înlocuim de fiecare dată când vrem să zburăm cu mașina. Cercetătorul care a condus experimentele a spus că această descoperire ne ajută să efectuăm zboruri cu 20 de ani mai devreme. Există deja constructori precum General Motors sau Volkswagen care lucrează la asta și chiar au prezentat un prototip. Cel puțin la început, mașinile zburătoare vor fi folosite în regim de ride-sharing. Câinii sunt cei mai buni prieteni ai omului, aparent și ai altor animale. Despre o prietenie neașteptată dintre un cerb și un câine, ne spune mai multe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Daria Firică. Bună ziua, Daria! Bună ziua, Elisa! Legătura dintre cele două animale s-a creat în timp. Stăpânul câinelui credea că acesta păzește curtea de vizitele unor animale nedorite. Samson a fugărit de câteva ori cerbul vizitator până într-o zi când, în mod neașteptat, cerbul fricos a încetat să mai fugă. Și mai mult decât atât, a început să se joace cu Samson și au devenit cei mai buni prieteni. De atunci, patrupedul îl așteaptă pe cerb în fiecare zi pentru a alerga împreună prin curte. Imaginile surprinse de proprietari au devenit virale pe internet. Producătorul de telefoane mobile Samsung a anunțat un nou senzor ce va fi utilizat la camerele dispozitivelor. Mai multe detalii are colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Luca Constantin. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Elisa! Am aflat că Samsung a lansat senzorul cu cel mai mic pixel. Cu noua tehnologie, fotografiile vor fi foarte clare chiar și pe lumină slabă. Noul senzor, care se numește ISOCEL JN1, măsoară 0,64 de micron și rezoluția maximă este de 50 de megapixeli. Datorită acestui senzor vei putea filma 4K cu 60 de cadre pe secundă și slow motion cu 240 de cadre pe secundă. Senzorul va fi folosit la fabricarea telefoanelor smart cu preț accesibil și este posibil să-l aibă și Pixel 6 Pro. Creatorul filmelor Game of Thrones se pregătește să lanseze un joc video. Cum se numește și când o să-l putem juca știe colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Andy Crăciun. Bună ziua, Andy! Bună ziua, Elisa! Am aflat că se lansează jocul Elden Ring. Jocul a fost creat de producătorul filmului Game of Thrones și se pare că va avea o poveste foarte interesantă. Jocul pare similar cu cel din seria Souls, în același timp o să aducă elemente noi de gameplay și de explorare.
Jocul urmează să se lanseze pe PC, PS4 și console Xbox pe 22 ianuarie 2022. Ulterior, va fi accesibil și pe PlayStation 5 și Xbox Series X sau S. The tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. The Elden Ring, emboldened by the flame of ambition, someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die in an unending curse. Locul disponibil din Ava Blue Origin scos la licitație de frații Bezos a fost cumpărat cu o sumă record. Cât a costat biletul pentru primul zbor comercial în spațiu, știe colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, David Gârlovan. Salutare, David! Bună, Elisa! Compania deținută de Jeff Bezos, Blue Origin, a organizat licitația în urma căreia doar o singură persoană poate zbura în spațiu alături de frații Bezos. Licitația a fost organizată online, iar 7600 de persoane din 159 de țări au fost înscrise în această cursă nebună. Prețul plătit de ofertant a fost de 28 de milioane de euro. Zborul este programat pe 20 iulie. Chiar dacă acest loc a fost vândut cu 28 de milioane de euro, în viitor specialiștii spun că un zbor nu va costa mai mult de $1 milion. Un elev în vârstă de 12 ani a reușit o performanță demnă de invidiat. Despre ce este vorba știe colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Luca Burlacu. Bună ziua, Luca! Bună, Elisa! Am aflat că tânărul în vârstă de 12 ani se pregătește să intre la facultate. Asta după ce a reușit să termine școala generală și liceul în doar 4 ani. Pe când avea 7 ani, el a citit manual de codificare Python, care se studiază doar la facultate. Tânărul îi place să petreacă timp cu prietenii, să se joace pe consolă, dar și să studieze informatică, robotică și tehnologie. Uimăr a aplicat deja la câteva universități de renume din America, cum ar fi MIT, Stanford și Harvard. În 2019 a fost primul elev care a primit o funcție în cadrul Comandamentului de Operațiuni Speciale ale Statelor Unite. Chiar dacă are un IQ ridicat, el spune că este încă un copil și se bucură de acest lucru. Vești bune pentru pasionații de animeuri. Netflix anunță că va adăuga conținut în această categorie. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Ilinca Caziuc. Bună ziua, Ilinca! Bună ziua, Elisa! În curând ne vom putea bucura de noi animeuri pe platforma Netflix. Primii care vor face asta sunt fanii Sailor Moon, pentru că anul acesta s-a lansat un nou film, Sailor Moon Eternal, format din două părți și este inspirat din sezonul 4 al seriei. Peste 40 de animeuri vor fi urcate pe platforma de streaming în acest an. Asta au anunțat
reprezentanții platformei la Târgul Internațional de Anime, ce s-a desfășurat la Tokyo anul acesta. Piața animeurilor este evaluată în peste 20 de miliarde de dolari, iar specialiștii susțin că până în 2035 va atinge 35 de miliarde de dolari. What a beautiful planet, a place we always dreamed about, Earth. The power of all the nightmares we have accumulated will turn this world into a planet of death! Mama-chan! A chest? What was that? Beautiful maiden, save our existence from this nightmare! And it seems the more you hesitate, the deeper they can get into your heart. We'll sell nightmares all over the world. Protecting this planet, that's always been our truth. Attack! We can't give up. You won't defeat my curse. I am one who sleeps within you, a memory you might say, and it's time to wake up. Don't forget, this was only the premiere of the Dead Moon Circus. We've only just begun. Sailor Planet Power! Atunci când călătorim, noi oamenii ne folosim de hărțile digitale instalate în telefonul smart. Sau de ce nu folosim clasicul GPS? Oamenii de știință au descoperit că peștii au propriul sistem de navigare. Despre ce este vorba, aflăm de la colega mea de la școala TV Dicție.ro, Alesia Tașcă. Bună ziua, Alesia! Bună, Elisa! Cercetătorii au descoperit că rechinii folosesc câmpul magnetic al Pământului ca un fel de GPS natural pentru a parcurge distanțe mari în oceanele lumii. Cercetătorii au studiat comportamentul a 20 de exemplare tinere din specia rechin cap de lopată, capturați în sălbăticie și așezați fiecare în piscine circulare, supuși la condiții magnetice care simulează locații la sute de kilometri distanță de locul în care au fost prinși în largul Floridei. Oamenii de știință au descoperit că rechinii au început să nuate spre nord când indicii magnetici i-au făcut să creadă că se află la sud de locul unde ar trebui să fie. Dacă nu știați, există rechini care pot parcurge 20.000 de kilometri și apoi să revină în același loc. Acest lucru a atras atenția cercetătorilor care studiază de foarte mulți ani comportamentul animalelor care folosesc această metodă pentru a explora apele lumii. Nu doar rechinii se folosesc de câmpul magnetic, și broaștele testoase se folosesc de această metodă pentru a nota mii de kilometri. My name is Brian Keller. My degree is in biological oceanography. I got my master's at Coastal Carolina University, but I was doing my research in the Bahamas, and that was at the Bimini Biological Field Station. And one of the researchers that comes down there to teach is Dr. Dean Grubbs, who's my current advisor. So I really started getting familiar with Dr. Grubbs there, and I learned that I really wanted to work with him. I think he's one of the best in the field, so that's why I came here to work with him. I'm working towards my PhD. Hopefully be finishing up in the next year or so. So I was doing an internship at the aquarium in Baltimore, and my mentor, Allen Hennington, asked me, he was like, if you do research, do you want to be asking your own questions and doing research, or you want to solely be helping other people out with their research? And I mean, I really enjoyed helping people out with their research, but I really liked the idea of being able to study questions that I came up with. That's sort of like one of the reasons I got into this, is because I would, you know, be thinking about shark migration or, you know, the social behavior of sharks, and I'd have these questions, and you go and look them up, and there's just no answers to them yet. Sharks are sort of hard to study. They're, you know, obviously misunderstood to some extent. So pursuing a graduate degree allows me to sort of ask my own questions, go out, get funding, and study things that I'm really passionate about. One of the chapters of my dissertation is focusing on determining
if bonnethead sharks use the Earth's magnetic field as a compass during navigation. And we're using the bonnetheads because they're a really good model to study this. We know for a fact they go back to the exact same locations every year. So we know there's something in their head that tells them how to get from point A to point B. And we're trying to figure out if they use the Earth's magnetic field to do that. I contacted my current graduate advisor like 5 years ago about this project. So that's been sort of like the whole motivation is trying to answer that question. When you run current through frames like this that are wrapped in copper wire, a magnetic field is going to be created at the center of the system. Since we have horizontal and vertical frames, we're going to have a unique 3D magnetic field at the center of our merit coil, right where our tank is situated. What I'm most proud of in graduate school, I've worked really hard to get my funding, so my dissertation was sort of independent of my advisors, and it required a lot of tags. So to look at the migrations of sharks, we needed about 45 tags. Those cost like $300 each. We put out satellite tags, which are like $2,500 each. We put out 10 of those. The receivers to detect these sharks are like 1,500, and we have like 20 of those. So it really adds up. It's really been like a collective and group effort to get all this funding together for my dissertation, and I'm proud that we were able to get it all together and achieve our research goals. So when I find myself in a tight spot, you know, whether it be doing research or like writing, I usually try to think like, what am I doing it for? And in 10 years, like I'm not gonna be worried about that one night when I had to stay up late to work on a paper. Like it's all gonna be worth it eventually, and you just sort of have to like put your head down and work through it. A lot of people will tell you if you're pursuing a graduate degree or thinking about it, like go for it, jump on in. But I would make sure you really think about what you wanna do as like a job path. There's plenty of jobs out there that you don't need a graduate degree for, and it might just be the wrong option. So I'll just make sure before you go on, you try to get an idea of what you're really getting into and how it's going to affect your career path or your goals in life. NASA a publicat o nouă imagine spectaculoasă a galaxiei noastre, Calea Lactee. Mai multe detalii are colega mea de la Școala TV Dicție, Violeta Ostaciu. Bună ziua, Violeta! Bună, Elisa! Imaginea publicată de NASA este formată din 370 de imagini surprinse în ultimii 20 de ani, care au fost suprapuse. Pentru a aduce contrast imaginii, specialiștii NASA s-au folosit și de telescopul Meerkat din Africa de Sud. Profesorul astronom Daniel Wang, de la Universitatea din Massachusetts, din America, a declarat că a lucrat un an la acest proiect. Ceea ce vedem în imagine este un ecosistem violent sau energic în centrul galaxiei noastre, a spus profesor Wang într-un e-mail. Există o mulțime de rămășite de supernovă, găuri negre și stele de neutroni acolo. Fiecare punct sau caracteristică cu raze X reprezintă o sursă energică, dintre care cele mai multe se află în centru. Avem vești bune pentru fanii filmului Lord of the Rings. Despre ce este vorba știe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Cristina Ghiță. Bună ziua, Cristina! Bună, Elisa! Unul dintre cele mai iubite filme din toate timpurile, Lord of the Rings, va avea o continuare. Producătorii de la Warner Bros. Vor crea un serial de animație, iar acțiunea se va desfășura în Pământul de Mijloc. Serialul se va numi The War of Rohirrim și va spune povestea celui de-al nouălea rege al Ținutului Rohan, Helm Hammerhand, în perioada Marii Lupte pentru Inel. Trilogia Lord of the Rings a avut încasări de aproape 6 miliarde de dolari. Unul dintre producătorii care se va ocupa de acest film de animație este Kenji Kamijama, un nume mare din această industrie. Primul sezon din serial se va lansa în luna decembrie și există deja informații că se lucrează și la al doilea sezon. Și acum cred că putem vorbi puțin și despre gramatică. Oare cum e corect să spunem? Parapete sau parapeți? Colega mea de la Școala de Televiziune Dicție.ro, Sabina Sprâncenatu, știe care este varianta corectă pentru acest cuvânt. Bună ziua, Sabina! Bună, Elisa! Gramatica ne-a ajutat atât în scriere cât și în vorbire. Este foarte important să știm regulile de scriere și de pronunție și să nu avem dubii atunci când trebuie să le punem în aplicare. Astăzi vom vorbi despre care este varianta corectă, parapete sau parapet. Ei bine, conform DOM 2, varianta corectă este parapet.
Atât deocamdată despre gramatică astăzi, dar nu uitați, dacă vreți să aveți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, vă recomand să țineți cont de sfaturile mele și să lecturați cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Noi suntem smart pentru că citim, nu mesaje pe telefon, ci cărți adevărate. Și pentru că ne place să citim, vă propunem o carte foarte interesantă pentru cei mici. Cu alte cuvinte, urmează colega mea Jessica Terziu și rubrica Bucultura. Salutare cititori! Azi am ales pentru voi cartea Furte mori de Taherif Mafi. Fiindcă nu am primit încredințarea, eșuând cu totul, Alice hotărăște să plece în căutarea tatălui mult iubit, alături de Oliver, un mincinos și un șarlatan în care deci nu se poate încrede prea mult. Găsește în cele din urmă un pont tovarăș de drum. Împreună străbată râmul de dincolo, de departe, Furtemorul, unde toate lucrurile sunt întoarse pe dos. Sus e jos, hârtia e însuflețită, regulile sunt schimbă într-una, iar unii locuitori sunt gata să-i înfulece pe străini, ca să le ia astfel încărcătura magică. Alice trăiește cea mai înspăimântătoare aventură dintre toate aventurile lumii, descoperind cu înțelepciune însemnătatea prieteniei și a încrederii în sine. Poți să descoperi chiar și tu aventurile doar dacă vei citi această carte pe care o găsești în librării, dar și pe paginarium.ro. Mulțumim, Jessica! Vom citi cu siguranță cartea Furtemor de Taherif Mafi. Și nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Am zis asta pentru că, desigur, urmează rubrica Sport prezentată de colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Robert Socol. Bună ziua, Robert! Elisa, bună ziua doamnelor și domnilor! Transferul lui Gianluigi Donnarumma la PSG pare inevitabil în acest moment. Drept urmare, Keylor Navas a intrat în atenția unor cluburi importante precum Juventus, Manchester United și fostul club al lui Donnarumma, AC Milan. Situația lui Navas pare să fie din nou una complicată, la fel ca atunci când a plecat de la Real Madrid în 2019. Însă portarul de 34 de ani are mai multe opțiuni din care să aleagă. UEFA a tras la sorți meciurile ce se vor desfășura în primul tur al Champions League. Campioana României, CFR Cluj, a reușit să evite întâlniri cu echipe precum Dinamo Zagreb, Malmo, Legia Varsovia și Ferencvaros. Echipa din Gruia o va întâlni pe Borac Banja Luka din Bosnia. Florin Tănase, capitanul vicecampioanei României, va părăsi FCSB în această vară. Tănase ar urma să semneze cu Al Ain din Emiratele Arabe Unite. Suma pe care echipa arabă o va plăti este de 4 milioane de euro. Asta după ce inițial patronul Gigi Becali a spus că fără 5 milioane de euro nu îl va lăsa să părăsească echipa. Florin Tănase, în vârsta de 26 de ani, a petrecut 5 ani în tricoul echipei FCSB. Acum e vremea să vedem și cum va fi vremea. Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Alexandra Mincu, ne spune cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, Robert! Vremea e ca vremurile, schimbătoare, instabilă, dar în încălzire ușoară. Valorile termice vor fi scăzute față de normalul perioadei la nivelul întregii țări. Vor mai fi și câțiva nori pe cer și posibil să mai plouă izolat. Vântul o sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar minima va fi de 14 grade Celsius. În București, vremea se încălzește ușor, dar va fi instabilă. Cerul va fi variabil și posibil să mai apară ploi. Vântul o sufla slab, iar temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade Celsius. La munte, vremea se menține rece față de normalul perioadei. Cerul va fi variabil și posibil să mai apară ploi.
vântul a suflat slab și moderat, iar pe creste vântul a suflat mai tare. Temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius, iar minima va ajunge la 9 grade Celsius. Așadar, vremea se încălzește ușor, dar rămâne instabilă în aproape toată țara. Iar voi să vă luați cu voi și umbrelele de acasă, pentru că va mai ploua pe aici pe acolo, dragi copii. Și neapărat bună dispoziție, pentru că e weekend! Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți. Și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați! Așadar, de la televizor! Lucrurile sunt toate... Nu. Aici. Stai un pic. Asta ai putea să o dai un pic mai în spate. Uită-te în cameră. Bronță, cartea fără, mor de ha... Ta... Ta... Și este inspirat. Asta. Da, încearcă. Există deja conducători, constructori, precum General Motors sau Volkswagen. Nu am cum să te las cu conducătorul. Așa e. Constructor, nu conducător.